Deci, ce vedeți pe cer, e cerul pe care l-ați vedea afară, dacă n-am fi soarele pe cer. Dar dacă ați avea rutare la noapte, să stați sub cerul stelat, ați vedea această mișcare. E exagerată, e prima posibilitate pe care o are și ZKP-ul de aminte, de a arăta mișcarea diurnă, mișcarea în jurul unei stele, care e acolo, e Polaris. O mișcare care ne arată și unde e nordul sării deasupra ușii. Primul planetariu înființat în România, cel de la Universitatea de Vest din Timișoara, a trecut printr-o etapă de modernizare și dotare cu echipamente de generație nouă. Intrat în rețeaua internațională a planetariilor în 2023, planetariul UVT a fost instalat în urmă cu aproape 60 de ani de profesorul și rectorul Ioan Curea. Cu ocazia noilor funcționalități instalate după etapa de modernizare și dotare cu echipamente, a avut loc un workshop demonstrativ la universitate. Este un început, așa cum a zis și domnul rector, și domnul prorector Bunoiu, și de aici încolo ne dorim mai departe. Este o chestiune care nu ne consacră Universitatea de Vest, implicit Facultatea de Fizică, ci ne confirmă că am făcut ceva, am putut să facem și suntem convinși că putem să facem mai departe. Nu pot să nu mulțumesc conducerii Universității de Vest din Timișoara, care a avut încredere în noi. Încredere, pot să-i spun, oarbă. M-am dus și am spus, vrem să aducem un dispozitiv. Se poate? Da, avem încredere. 100.000 de euro sunt bani serioși. Nu știu dacă cineva poate lua împrumut de la bancă. Da? Chiar vorbeam cu Florin, ne-a mai și ciondănit un pic. Florine, ce facem dacă nu funcționează, dacă se defectează? La un moment dat s-a defectat un monitor. Nu puteam să poziționăm și să proiectăm în 4K. Deci au fost o sumedenie de probleme, dar cu calm și cu răbdare, cu pricepere și cu ajutor, pentru că, până la urmă, echipa este cea care contează, suntem la momentul la care ați văzut. Nu știm cât de mult am reușit, nu știm care sunt așteptările pe care le are lumea de la noi, dar deocamdată funcționează nu doar ca și cadru vizual, ci ca și educație.